muncești și călătorești cu Europa FM. Avem și astăzi 1000 de euro, dar și cazare în cameră dublă 5 nopți la All Inclusive pentru doi adulți la Hotel Turcoaz în Venus. Știți bine că am vorbit și ieri, un hotel foarte fain de 4 stele. Altex Travel sunt prietenii noștri care ne oferă această posibilitate de a merge și acolo. Altex Travel are și alte destinații de vacanțe, inclusiv exotice și circuite. Intrați pe alextravel.ro sau mergeți în orice magazin Altex și alegeți vacanța mult visată. Ar fi bine să rezervați acum și să profitați de ofertele cu locuri limitate. Având în vedere creșterile de prețuri, cred că ăsta e cel mai bun moment pentru a vă rezerva vacanța. Dar noi rămânem, ne întoarcem la Ghicești și Călătorești. Aveți toate detaliile încă de ieri pe site-ul nostru, pe europafm.ro. Ce s-a zis, ce s-a întrebat, ce s-a refuzat și așa mai departe. Vlad a ascuns etichetul. E hai foarte să... bine ascuns, nu o să puteți să ghiciți. 0372069599. Începem cu Raluca. Bună dimineața! Bună dimineața, Raluca! Bună! Bună dimineața! Ești pregătită să ne iei banii și vacanța? O să încerc. O să încerci. Bine, știi cum e. Ne iei la întrebări și noi... Da. Da? De unde ești? Da, din București. Din București. Hai, mult succes! Mulțumesc! Tichetul este ascuns undeva la munte. Nu știu că Vlad a fost. Vlad e undeva la munte? Măi, practic nu e la munte. Nu e la munte. Nu e la mulțumim munte. Foarte mulțumim mult. Tare mult, Raluca. Ți-a scos toți munții. Am ieșit, am scăpat de munți. Costin, bună dimineața. Ce avantajul România ai? Bună dimineața. Numai o treime munți. Ne-ai ascultat ieri, știi despre ce e vorba? Da, da, sigur. Perfect. Hai, acum, dacă ai toate detaliile, bine ar fi să ne întrebi. Da, prima întrebare ar fi dacă cumva tichetul este ascuns într-un județ care este traversat de râul Olt. Dacă e într-un județ traversat de râul Olt, de ce te gândești la Olt? Bună întrebare, dar e ce? Am avut presimțire, dar anticorpitarea mea m-a curat un pic, pentru că eu m-am gândit la altceva, acum eu trebuie să deviez, dar prima întrebare oricum, asta era. Și dar prin ce județe trece râul Olt? Da, parcă trece prin 7-8 județe. 7-8 județe, da, greu. Tu crezi că geografia... Stai să mă uit, să mă uit... Răspunsul este... Nu! Mulțumim tare mult, Costin. Nu, Cristi mai are o șansă în dimineața asta. Ai luat toată albia Oltului, nu te juci. Am uitat aici repede pe hărți, să văd. Te-ai dus cu pixul așa. Păi sunt județele, nu m-am uitat la fiecare localitate. La județe. Cristi! Salut! Bună dimineața! Neața, neața. Cristi! Neața, neața. Tichetul se află în zona de Podiș a României. De cum? De Podiș. De Podiș. Da, da, da. Păi avem munți, podișuri și câmpii, nu? Da, și voi. Și voi. Și ce mai avem? Munți, și ape, râuri. Podișul, cum ar fi, podișul ce? Podișul Apusenie, Podiș, nu? Podișul Transilvaniei. Nu. Podișul Transilvaniei și... Da. Și alte podișuri mai mici. Și alte podișuri, da. Deal, Podiș. Nu se află la Podiș. Și nici la munte. Nu e la Podiș, nu e la munte. Ce-a mai rămas, domnule? Nu e în albia Oltului. Nu e în albia Oltului. Cesul, câmpiile, râuri. Ramul. Ramul. Da, da, da. Mulțumim pentru participarea de astăzi. Uite că se pare că devine din ce în ce mai greu. V-am zis că am intrat deja în a doua zi. Nu, cam în mâine se ghicește. Obiectivul meu cât a fost cel mai lung a fost 6 zile, nu? Ediția asta, da. Da, 6. Obiectivul meu e măcar 3 să... Măcar 3, ia. Bine, rămânem cu vacanța pe care o avem de dat. Rămânem și cu 1000 de euro, dar mâine sper eu să dăm banii la Ghicești și Călătorești. In the morning. Deșteptarea. Every morning. În fiecare zi la Europa FM.